Steaua București a întâlnit în etapa a 12-a a Ligii Zimbrilor la handbal echipa CSM București. În prima repriză, roșii-albaștri au fost permanente la conducerea meciului și au avut pe tabelă un avantaj de 2-3 goluri, iar la pauză Steaua conducea cu 14-12. După reluare, oaspeții au trecut repede în avantaj, iar elevii antrenorului Sandu Iacob nu au mai reușit să se apropie. În final, Steaua a cedat cu 28-31, dar rămâne în careul de ași pe locul 4, cu 3 puncte mai puțin față de Mina Orbaia Mare, echipa de pe poziția a 3-a, dar și cu 3 puncte în plus față de următoarea clasată Dobrogea Sud, pe care o va întâlni în deplasare în ultima etapă a turului. Suntem dezamăgiți sub toate formele. Le-am dat o șansă în contextul în care nu au avut portarul titular, nu au avut interul dreapta, n-au mai avut un alt schimb la 9 metri. Le-am dat posibilitatea de a veni și a finaliza, pentru că noi n-am luptat. Am fost sătui. Da, asta a fost atitudinea și e prețul pe care îl plătim din cauza abordării greșite. Nu-mi convine sau nu ne place niciunul dintre noi ca să povestim în astfel de situații, dar e clar că e nevoie de o alt gen de abordare. E nevoie de mult mai multă foame de rezultate, foame de sportivitate, pentru că lucru care a lipsit de fiecare dată când pierzi, atitudinea e cea care poate face diferența.